ziua! Tema din această săptămână este cum ne descoperim emoțiile și astăzi m-am gândit să facem tabla emoțiilor. Să știți că aceasta trebuie afișată undeva la unde o pot accesa copiii și veți vedea imediat de ce. Pentru aceasta avem nevoie de cercuri de diferite culori pe care să exprimăm furia, fericirea și tristețea. Trei fâșii de coală colorată sau albă pe care le vom face cornet. Lipim cornetul, sigilăm. Trei fâșii de hârtie care să corespundă cu culorile emoțiilor și începem să lipim emoțiile. Eu voi pune ultima. Fericire. Și tristețe. Apoi cornetele le vom lipi în lateralul emoțiilor. Și în funcție de emoțiile pe care copiii le vor simți în ziua respectivă, vor merge la tabla aceasta a emoțiilor și o veți lipi pe un perete sau undeva pe o ușă. Și dacă se simt fericiți, vor atașa culoarea emoției în cornetul respectiv. Aceasta este activitatea noastră. Spor la lucru!